Bună seara, mister. Nu știu, mai există explicații în urma unui astfel de rezultat? Sau ce doar, explicații? Doar seara, logice. Că, doar seara, că bună nu poate fi. Da. N-am explicații. Explicații probabil, dacă pot ei să ți le, sau ți le-au dat. Nu știu exact ce ți-au spus ei. Eu unul nu am, eu nu pot să cred că... Am și eu vreo 30 de ani de când sunt pe terenurile de fotbal și n-am văzut așa ceva. N-am văzut atâta... Lejeritate? Atâta... Nu, lejeritate. Lejeritate e un cuvânt frumos. Superb, frumos. Atâta... Indolent. Chiar merg mai sus, spre nesimțire. Chiar merg spre nesimțire. Pentru că... consider că... Am încercat să creez toate condițiile, să le fac un program așa cum trebuie să aibă un jucător profesionist de fotbal, să se gândească numai la meciul de fotbal. Din păcate, ei astăzi s-au crezut prea devreme învingători. Da. Am intrat cu 3-1 la pauză, ne-am spus că nu schimbă nimic, absolut nimic din abordarea jocului. Credeți-mă că am momente când eu nici eu nu mai pot să țip de pe margine și mi-am propus să nu mai fac. Dar ce s-a întâmplat în seara asta este o palmă grea dată în primul rând mie și pe urmă tuturor celor care investesc, care iubesc această echipă. Nu este posibil să ai 3-1 și să pierzi 4-3. Dar nu este niciun fel de problemă, așa cum am știut să le fac un program bun, știu să le fac și un program rău. Asta ca funcție. Program pe termen scurt, dar pentru sezonul viitor și măsuri vis-a-vis de plecarea anumitor jucători? Ușa întotdeauna la un club de fotbal în această perioadă sau perioada care va veni este tot timpul și la plecări și la veniri, pentru că este logic. Nu, dar ziceam în urma prestației de astăzi anumitor jucători. Nu iau decizii radicale după un meci. Nu iau decizii radicale după un meci. Nu tot ei au jucat până acum. Adică n-aș putea să spun că asta e fața Botoșanului. Sau nu tot i-au jucat în prima repriză? Credeți că au rămas la vestiar și au intrat alții? Nu. Dar vor avea de plătit și o vor face scump. Da. Vor plăti scump pentru ceea ce au făcut în a doua repriză. La pauză m-am întâlnit cu unul dintre oficialii celor de aici și știți ce mi-a spus? Mi-e teamă să nu luăm mai multe. Și m-a bătut. Oficialii mei? Nu, de la Clinceni. Și mi-a spus, mi-e teamă să nu luăm mai multe. Măcar de-ar rămâne așa. La cum, și am bătut Clinceni. La cum jucam și la cum arăta jocul, nici eu, de asta m-am și gândit. Meci acasă, am încercat să fac niște schimbări, să pot menaja anumiti jucători. Este și greșeala mea, pentru că am crezut în anumiti jucători care i-am lăsat pe teren. Din păcate, asta este. Mulțumesc. Mi-e greu să găsesc cuvinte. Seara.